Că e de la Domnul sau nu e de la Domnul? Sau iese din lume lucrurile acestea care se fac? Dumnezeu să aibă milă. Eu am văzut care oamenii spune că ziua aceasta de 25 decembrie, oamenii zice că ține, mai ales pocăiții, noi credincioși în Domnul, pocăiții, da? Zice că ține nașterea Domnului. Acum vă întreb pe voi, vă întreb, să-mi dați și mie răspunsuri, chiar dacă aude și cel mai mare conducător a pocăinței, da? Cel mai mare conducător a pocăinței, președinte, ce este el, da? Că, cum a ajuns că se pune președinte, secretar și așa mai departe. Chiar aș dori din toată inima, aș dori din tot sufletul. Chiar am să citesc aici, din cuvântul lui Dumnezeu, da? Deci în epistola lui Ioan, în capitolul 2, cu versetul 15, da? Cu versetul 15. Și uite așa, noi credincioși și pocăiții care zicem că avem și copii, da? Și noi să facem după pofta copiilor, înțelegi? Noi facem după pofta copiilor și nu să împlinim după voia lui Dumnezeu. Și zicem că noi ținem nașterea Domnului. Fraților, de multe ori ne înșelăm. Multă pace, Dorina, Dorina, fii binecuvântată de Domnul Iisus. Dar vreau să vă întreb pe voi, sincer să-mi spuneți, sincer să-mi spuneți, lucrul acesta care zici că tu ții nașterea Domnului și te bucuri de nașterea Domnului Iisus Hristos, da? Bun, ok. Pomul acesta de unde vine? Din partea Domnului Iisus sau din partea Crăciunului? Pomul acesta, hai vă rog în numele Domnului Iisus, păstor, învățător, diacon, presbiter, proroc, care mă auzi în seara aceasta și slujitori al lui Dumnezeu. De unde vine lucrul acesta care a băgat și în biserică pomul acesta, da? Pomul acesta, bradul acesta împodobit cu globuri și cu instalații pe el. De unde vine? Din partea Domnului? Vine din partea Domnului? Sau din partea sărbătorii a Crăciunului? Ai, acum chiar să-mi dați și mea răspunsul, vă rog, în numele Domnului Iisus, vă rog din toată inima, păstori, învățători, proroși, presbiteri și slujitori al lui Dumnezeu, Domnul să vă binecuvânteze. Deci doresc, dacă Biblia declară că noi n-avem treabă, n-avem nicio treabă cu oamenii, deci cuvântul Domnului spune așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Auzi, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, zice, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Auzi, dragostea tatălui nu este în el. Acum, chiar doresc din toată inima care intrați în seara aceasta și mă auziți, cei care faceți live-uri pe telefon, pe Facebook-ul acesta, da, pe internet, chiar aș dori să primesc și de la voi răspunsuri. Aș dori din toată inima, aș dori din toată inima. Tu care spui că ții nașterea Domnului, da? Spui că te bucuri de nașterea Domnului, că este nașterea Domnului. Eu pentru mine nu o țin. Eu pentru mine nu țin lucrul acesta, că nașterea Domnului nu este pe data de 25 decembrie, nici de cum, înțelegi? Nu este nașterea Domnului în data de 25 decembrie. Nu este, da? Bun. A doua întrebare. Vreau să-mi dați răspunsul la lucrul acesta cu pomul împodobit. De unde vine pomul acesta împodobit? De la Domnul sau de la Crăciun? Deci acum întrebarea mea, pocăiților care mă auziți în seara aceasta, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să-mi dați răspunsul la această întrebare. De unde vine pomul acesta care noi îl băgăm și în casă, dar și în biserică, da? Îl băgăm și zicem noi pocăiții că noi avem nașterea Domnului. Ok, ai nașterea Domnului. Deci e ok, adevărat, noi zicem nașterea Domnului, dar nașterea Domnului nu există pe data 25 decembrie, da? Bun. Acum vreau să știu, cei care noi suntem credincioși în Dumnezeu, cum facem? Stăm și cu Domnul, nașterea Domnului, și stăm și cu Crăciunul, da? Mergem cu amândouă. Deci mergem cu amândouă, și cu nașterea Domnului, dar și cu Crăciunul, da? Cu Crăciunul din lume, înțelegi? Mergem cu amândouă și noi zicem că suntem cu nașterea Domnului Iisus. Uitați minciuna diavolului. Uitați minciuna diavolului, da? Vă rog în numele Domnului să vedeți cum este minciuna diavolului.
Asta este minciuna diavolului. Și unii spune, domnule, fac la copii. Păi fă-i mă la copii ca să bagi pe diavolul în casă. Normal, faci la copii ca să bagi diavolul în casă. Alții pocăiți face poze cu pomul de iarnă, înțelegi? Pomul de Crăciun. Face poze pocăiții, da? Face poză cu el și postează pe Facebook, domnule, că avem pomul, da? Pomul acesta. Dar chiar aș dori din toată inima, aș dori din tot sufletul, nu știu, fraților, văd că din ce în ce lumea o ia, pocăiții o ia spre lume. Dumnezeu să aibă milă de noi, da? Deci pocăiții o luăm înspre lume și nu mai mergem cu dreptarul cuvântului lui Dumnezeu. Și mai mult de atâta, mulți credincioși o ia înaintea Domnului. Deci o ia înaintea Domnului. Domnul nici nu a lăsat scris de așa ceva, dar noi ca pocăiți, noi o luăm înaintea Domnului că facem ceva bun. Dar nu facem nimic bun și este o minciună. Ascultați aici ce vă spune fratele vostru. Nu mint, n-am nimic cu voi, nu mă potignesc în voi, treaba voastră, dar trebuie să spunem adevărul că nu este după cuvântul lui Dumnezeu. Deci ceea ce face oamenii nu este după cuvântul lui Dumnezeu. Este din firea pământească. Este din firea pământească. Este din lucrurile din lume, da? Este din lucrurile din lume care nu vin din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi, Valerica, Domnul să se îndure și Domnul să aibă milă, da? Deci vreau să spun din toată inima, vreau să spun din tot sufletul meu, în numele Domnului Iisus, nu știu ce fel de pocăință mai este în ziua de astăzi, când văd acum că pocăința a intrat la un loc cu lumea. Deci pocăința aproape a intrat la un loc cu lumea, da? Dumnezeu să se îndure de noi, da? Bun, deci cunoașterea aceasta a Domnului, da? Cunoașterea Domnului, oamenii știi ce face? Credincioșii de nașterea Domnului își bagă instalații prin casă, da? Își bagă instalații, își bagă globuri, își face mâncăruri, își face răcituri, își face sarmale, își face... Dar pentru ce le faci? Pentru ce? Nu le faci din obiceiurilor lumești? Ba da, le faci din obiceiurilor lumești. Dumnezeu să aibă milă. Dumnezeu să se îndure. Și frații mei, uite, așa ne rătăcim și ne înșelăm. Înțelegi? Deci ne rătăcim și ne înșelăm și când ajungem în fața Domnului, vrem să fim băgați în împărăție. Și apoi Domnul spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. De ce, Doamne? Păi ai făcut și nu trebuit. Ai stat și ai trăit în ceea ce ai vrut tu și n-ai trăit după cuvântul meu și n-ai umblat după cuvântul meu și n-ai făcut după cuvântul meu, nu te cunosc. Păi cum, Doamne, nu mă cunoști? Păi da, pentru că tu ai trăit și cu idolii, ai băgat și idolii, ai băgat și nicolaiții, ați mers și cu mine, dar și cu necălaiții și asta nu mi-a plăcut mie. Deci de aceea Dumnezeu să facă trezire. Chiar aș dori din toată inima să facă Dumnezeu trezire. Deci liderii ăștia mai mari, de ce oare pleacă oamenii? De ce s-au pierdut oamenii? De ce s-au pierdut? Tot de la cap s-a pierdut. Din cauza cei de la cap, cei care au fost în popor, în frunte. Problema este că ei nu mai spune adevărul sau altceva. S-au lăsat de adevăr și au intrat în lume. Deci a intrat în lume, frații mei. Deci ăștia mai mari, liderii mai mari, au intrat în lume. Păi normal că spune Biblia că nu trebuie să slujim la doi stăpâni. Dar vedem acum că acum nu mai este problemă, fraților, cu nimic. Deci nu mai e problemă. Băgăm la un loc cu Domnul, auzi? Băgăm la un loc cu Domnul și Crăciunul. Am băgat la un loc, fii atent, pocăiții aceștia, deci am băgat la un loc nașterea Domnului și Crăciunul. Am băgat la un loc, frații mei. Și mai ales și să cântă, astăzi s-a născut Mesia. Care s-a născut astăzi? Care astăzi s-a născut? Păi hai, fraților, să fim serioși. Dacă tu nu știi o dată, dacă nu știi, de ce o cânți dacă nu știi când s-a născut Domnul? Pentru ce cânți astăzi s-a născut? S-a născut astăzi Domnul? Pe data de 25 să cânți că s-a născut Domnul? Nu. Nu știm, dar o cântăm. Și zicem, astăzi s-a născut. Și dacă vine omul și te întreabă, băi omule, chiar astăzi s-a născut Domnul Iisus Hristos, ce faci? Tu spui da, nu?
Da, dacă nu știi, spui da, asta s-a născut. Vedeți? De aceea spun din toată inima, cu toată tăria și cu toată puterea, Dumnezeu să aibă milă. Uitați ce frumos spune cuvântul Domnului Iisus. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Deci dragostea Tatălui nu este în el. Și am băgat acum, băgăm în noi, băgăm lucrurile de afară. Și mai ales acum cu lucrurile acestea. Mă, omule, mă, ce treabă ai tu să-ți bași tu globuri, instalații și nu știu ce? De unde vine acestea? De la Domnul? Vine lucrurile acestea de la Domnul? Nu. Nu vine, fraților. Eu am văzut chiar acum, chiar acum mi-a trimis eu cineva o postare cu biserica, cu pomi, da? Cu pom în biserică, în adunare, da? Pipereți, globuri, una alta, înțelegeți voi? A băgat acolo în adunare. Nu știu, frații mei, mă doare capul când văd lucrurile acestea. Mă doare capul când văd lucrurile acestea. Pentru ce am băgat noi lucrurile acestea? Sărbătoarea de Crăciun! Băi, să nu-mi spui mie că-i nașterea Domnului. Tu să-mi spui mie că-i sărbătoarea de Crăciun. Du-te și nu mai mință pe oameni că-i nașterea Domnului. Nu mai căuta și mință. Mustrava-r Domnul să vă mustre de pocăiți mincinoși. Să vă mustre Domnul din cer. Că mă doare capul de voi. Mă doare capul de voi. Înșelați lumea. Duhul Sfânt. Care Duhul Sfânt? Nu este, nu există niciun Duh Sfânt. Minți! Minți, ești mincinos. Sunteți mincinoși. Sunteți. Că ați băgat diavolul în adunare. Minți, mințiți. Vă mințiți pe unii și vă mințiți și pe voi. Doamne, ai milă, Doamne. De asta sărărește bisericile. De asta sărărește credincioșii. Din cauza voastră. Că ați dat voi. Ați dat voi. Ați dat voi. Când era adunarea strânsă, când era adunarea strânsă, n-ai voie fără batic, n-ai voie fără fustă, n-ai voie să te îmbraci mulată, n-ai voie. Era biserica plină, să ținea strict, biserica să ținea strict, slăvit să fie Domnul. Dar acum, liberă, este liberă. Lasă vină cum vrea, nu contează. Important să fie biserica plină. Și de unde? Că biserica s-a rărit. Biserica s-a rărit. Gata! S-a îndepărtat! Biserica s-a îndepărtat. De ce? Că nu s-a mai ținut strict după cuvântul lui Dumnezeu. Nu s-a mai ținut după poarta cea îngustă, da? Nu s-a mai ținut în poarta îngustă. O dat drumul la lărgime. S-a lărgit, înțelegi? Și acum oamenii știi cum e? Băi, nu vrea să mă mai primească aici? Mă duc la altă biserică. Mă duc, unii mă primește, unii e libertate acolo, unii este liber mai acolo. Acum așa este. Pleacă de la o biserică, se duce la alta. Ce, nu are nicio problemă. De la o adunare se duce la alta. Frate, eu și eu aici, pot să stau și eu aici cu voi la rugăciune, să mă rog cu voi? Da, cum să nu? Nu mai am la întrebări. Bă, dar ce se întâmplă de nu mai stai acolo? Înțelegi? Nu se mai ia să-l cercetezi, să vadă care este treaba. Domnul să aibă milă de noi. De aceea, fraților, uite așa ne înșelăm, ne pierdem și zicem că suntem cu Domnul. Suntem cu Domnul, dar cu care Domn? Cu care Domn suntem noi? Cu care Domn, fraților? Hai, serios, acum să ne întrebăm. Care Domn suntem? Cu care naștere Domnului? Care naștere Domnului? Spuneți și mie, care naștere Domnului? Când tu ți-ai făcut brad în casă, tu ți-ai făcut brad pentru cine? Pentru nașterea Domnului ți-ai făcut bradul acesta din podobirii? Ți l-ai făcut din nașterea Domnului? Asta era în lume. Când eram în lume, făceam lucrul acesta. Când eram în lume noi, asta o făceam. Da, o făceam. Că nu cunoșteam pe Dumnezeu. Eram din lume. Deci eram din lume. Da, ok. Eram din lume. Dar vreau să-mi dați și mie răspunsul. O, Doamne, mă doare capul. Păstorii ăștia mincinoși. Păstorii ăștia mincinoși care nu spune adevărul. Să spună la oameni adevărul. Să le spună, băi, nu este adevărat, nu-i nașterea Domnului, nu trebuie să vă băgați să faceți pomii aceștia, că pomii aceștia nu vine din partea Domnului, vine din partea din lume, vine din partea din lume, vine din partea obiceiurilor din lume, vine lucrurile acestea și noi nu mai trebuie să băgăm lucrurile acestea în casă.
Da? Nu mai trebuie să băgăm aceste lucruri. Noi trebuie să avem teamă de Dumnezeu, noi trebuie să stăm în sfințenie, noi trebuie să stăm în slujire, noi trebuie să avem o despărțire de lumea aceasta. Noi nu mai trebuie să avem obiceiurile lumii. Da? Că, pentru că Biblia declară să nu mai iubim lucrurile acestea din lume. Și noi le iubim tocmai că le iubim. Tocmai că le iubim, înțelegeți voi? Tocmai că le iubim. Mă doare, mă, frații mei, mă doare tare. Nu știu ce să zic. Trebuie să vorbim lucrul acesta. Trebuie, măi, fraților, duceți-vă la biserică, unde mergi, la care biserică aveți. Mă, fraților, întrebați, mă, frați, mă, frat, păstor sau învățător sau diacon, prezbiter, care ești aici și ne vorbești. Spune, este nașterea Domnului de Crăciun? Și dacă spune că nu este, păi și ce caută bradurile astea cu noi aici, așa nu se vestește lucrul ăsta, că nu este normal. Nu este normal, nu este normal. Vedeți? Dar știți ce face? Atrage oamenii, fiți atenți, atrage oamenii ca să vină la pocăință. Și dacă vine la pocăință, îi lasă așa, și cu țigară, și cu obiceiurile lumii, îi lasă așa, nu contează, că Domnul îi va schimba el. Nu, frații mei, Biblia declară, spune, mai întâi faceți-i ucenici. Faceți-i ucenici, să-i faceți mai întâi ucenici, adică ucenic să fie a Domnului. Și tu îi spui de la început, nu mai ai voie asta, nu mai ai voie asta, nu mai ai voie în asta, nu mai ai nevoie în asta. Vezi că tu trebuie să te înfrânezi de asta, să te înfrânezi de asta, ca să te bag la botez. Dar dacă tu nu te schimbi ca să te înfrânezi de țigară, să te înfrânezi de obiceiurile lumii acestea și te bag la botez și tu ai făcut botezul, ce crezi că te schimbi? După ce faci botezul te schimbi? Nu, dacă nu te-ai schimbat la început, nici la botez nu te schimbi. Păi am mai auzit oameni care au spus că, băi, la botez, când s-a dus și a făcut botezul, de acolo nu a mai fumat. A, unul la mii sau unul la 100 de mii, poate să nimerești. Unul la 100 de mii, poate să nimerești. Așa este, soră Valerica. Așa este. Uite, așa se înșală păstori, fraților, păstori mari. Păstori mari. Păstori mari, uite, așa se înșală. Păstori mari. Dumnezeu să aibă milă. Așa se înșală. Așa se mint. Uite, așa ne mințim că noi suntem cu Domnul. Zice când suntem cu Domnul. Și nu e adevărat, frații mei. Nu e adevărat. Ne mințim atât de tare. Atât de tare ne mințim. Ce căutăm noi cu lucrurile acestea? Ce căutăm noi cu lucrurile acestea? Asta e pocăință? Zici că ești cu Domnul? Eu zic că sunt cu Domnul. Păi dacă eu acum... Băi, nașterea Domnului, băi, gata, nașterea Domnului. Mă duc să-mi iau petală frumos pe pereti, îmi împodobesc casa, înțelegi? Îmi împodobesc cu petală, cu instalații, cu globuleții, cu brad. Dar pentru ce? Pentru ce? Asta să-mi spuneți mie, pentru ce? Pentru nașterea Domnului? Sau pentru Crăciun? Asta să o spuneți pocăiților, să mi-o spuneți. Pentru ce fac eu lucrul acesta? Să mi-l spuneți mie. Vă rog în numele lui Iisus Hristos, mincinoșilor. Vă rog în numele lui Iisus, că nu mi-e frică să spun adevărul. Eu spun adevărul chiar și în fața la lideri care sunt. Nu mi-e frică. Nu mi-e frică, când e adevărul, e adevăr. Nu mi-e frică. Că n-am de ce să-mi fie frică. Pentru că ce a pus Dumnezeu în mine este mai mare ca ceea ce este în lume. Mărit să fie numele Domnului. Dacă mor, mor pentru Hristos. Dacă mor, mor pentru Hristos. Dacă trăiesc, pentru El trăiesc. Slăvit să fie Domnul. Și lăudat să fie Domnul. Da, să duc cu colinda. Să duc cu colinda că s-a născut Hristos. Care Hristos s-a născut? Care Hristos s-a născut? Dați-mi și mie. Vă rog în numele Domnului, dați-mi și mie nașterea asta. Dați-mi și mie nașterea aceasta.
Vă rog și mea, dați-mi și mea nașterea aceasta pe data de 25 decembrie. Dați-mi și mie nașterea aceasta. Chiar aș dori din toată inima, aș dori din tot sufletul. Dacă nu este adevărat, de ce o facem? Dacă nu-i nașterea Domnului de Crăciun, de ce o facem? Aici e întrebarea, de ce o facem? Dacă știm cu toții că nu-i pe data de 25, de ce o facem? Păi fratele meu, care că sunt păstori mari, lideri, fratele meu, noi suntem mici, fratele Michele, noi suntem mici, înțelegi? Noi suntem mici, dar liderii ăștia mari, ci cu ei chiar nu sunt luminați? Liderii ăștia mari, păstorii ăștia mari care au făcut teologie. Doamne, îndură-te, Doamne, de noi. Doamne, îndură-te de noi. Nu știu, fraților, vreau să vă spun din toată inima, nu știu. Uite, așa multă lume a căzut. Uite, așa multă lume se dărâmă. Uite, așa multă lume a căzut și a început, noi credincioși am început să trăim ca lumea. Noi pocăiți am început să trăim ca lumea. Nu mai este port cuvincios, da? Ascultați aici, port cuvincios nu mai este. Nu mai este port cuvincios după voia lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Realități care mai sunt în port cuvincios. Domnul să aibă milă. Sora Marina, a fi binecuvântată de Domnul, sau frate, cine ești, Domnul să te binecuvânteze. Chiar aș dori din toată inima, vă doresc, din tot sufletul vă doresc. Uite înșelăciunea, minciuna, cum ne duce în rătăcire. Uite cum ne duce în rătăcire. Vedeți, fraților, cum ne pierdem singuri. Cu Biblia în mână ne rătăcim. Ascultați, cu Biblia în mână ne rătăcim. Măi, dar tu ai Biblia în mână, mă, omule. Și dacă nu scrie, soră, Domnul să te binecuvânteze, sora Marina. Noi cu Biblia în mână ne înșelăm așa. Băi, omule, dar știi care e problema? Dacă l-ai pe Duhul lui Dumnezeu cu adevărat, Duhul lui Dumnezeu întotdeauna te înștiințează. Mărit să fie numele Domnului. Lăudat să fie Domnul. Când este Duhul lui Dumnezeu adevărat în tine și trăiești după Duhul, ascultați aici, și trăiești după Duhul lui Dumnezeu, Osana, aleluia, trăiești după Duhul lui Dumnezeu, să știi că te înștiințează Duhul lui Dumnezeu. Dar dacă nu trăiești după Duhul lui Dumnezeu, normal că n-ai înștiințări. Normal că nu ai înștiințări dacă tu nu vrei să trăiești după Duhul. Dacă tu nu vrei să umbli după Duhul, n-ai cum să ai înștiințări de la Duhul lui Dumnezeu. De ce? Te lasă Duhul ca să faci după fire. Te lasă Duhul să faci după fire. Pentru că Duhul este supus. Înțelegi? Este supus. Dacă îl asculți, bine de tine. Dacă nu îl asculți, el este supus. Te lasă să faci ce vrei. Dar în împărăția lui Dumnezeu nu vei intra. În împărăția lui Dumnezeu nu voi intra. Doamne, îndură-te, Doamne, de noi, slăviți să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Domnului Iisus. Fraților, ieșiți cu toții, strigați în gura mare. Strigați în gura mare. Spuneți că nu este adevărat ceea ce faceți. Nu este drept ceea ce faceți. Să băgați în biserici lucrurile acestea, în adunare, nu este drept. Nu-i după voia lui Dumnezeu. Ce-am băgat noi în adunări este diavolul. L-am băgat pe diavol în adunare. Da? Dumnezeu să aibă milă și Dumnezeu să se îndure de noi. Slăbit să fie numele Domnului. Uitați cum ne înșelăm. Mai departe spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 16 din epistola lui Ioan, capitolul 2 cu versetul 16. Căci tot ce este în lume, tot ce este în lume, auzi, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, auzi, pofta firii pământești, pofta ochiului, auzi, pofta ochiului, nu? Pofta ochiului. Băi, omule, dar aici ai pofta ochiului, măi, omule, să faci lucrurile acestea, Domnul să aibă milă. Da, spune pofta ochiului
Și lăudăroșia vieții, auzi, și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Nu este de la Tatăl, ci din lume. Doamne, îndură-te, Doamne, în seara aceasta de noi și ai milă de noi, slăvit să fie numele Domnului și binecuvântat să fie numele Domnului Iisus. Mă macină tare, frații mei, mă macină tare că nu este drept. Ceea ce fac oamenii pocăiții credincioși nu este drept. Mă doare. Nu că vorbesc de rău. Că nu vorbesc de rău, frații mei. Asta nu-i vorbesc de vorbire de răutate. Nu! Deci nu-i vorbire de răutate. Dar nu trebuie să amăgim lumea. Mă, omule, dacă ne amăgește ortodoxi, preoții ortodoxi, dacă ne amăgește, amăgește lumea. Dacă preoții ortodoxi nu spune adevărul, ce facem? Am ajuns și noi ca preoții ortodoxi să nu spunem adevărul? Am ajuns exact ca preoții ortodoxi să nu spunem adevărul. Preoții ortodoxi au Biblia în mână, da? Au Biblia în mână și nu spune adevărul. Acum au ajuns și noi, păstorii, pocăiții, avem Biblia în mână și nu spunem adevărul. Nu vorbim adevărul. Lăsăm pe oameni să facă ce vrea. Înțelegeți voi? Și spunem că suntem cu Domnul. Zicem că suntem cu Domnul, suntem cu El. Doamne, ai milă, Doamne, de noi. Doamne, ai milă de noi. Chiar aș dori, fraților, ca mesajul acesta, este al doilea mesaj, ca mesajul acesta să audă și Cristi Boareu. Eu chiar am să-l sun pe Cristi Boareu și am să-l întreb, frate Cristi Boareu, și am să vorbesc cu el personal dacă vrea să vorbească. Și spun, fratele meu, te rog frumos să-mi dai și mie explicații. Să-mi dai explicații de aceste lucruri, de aceste lucruri. De ce să fac aceste lucruri noi pocăiții? De ce le facem? Le facem din partea Domnului, din nașterea Domnului Iisus? Sau le facem din partea lumii, a Crăciunului? Deci aici trebuie să vorbim. Bun, aceștia că își pierd membrii din biserică, de la ortodox, bun. Dar noi pocăiții ce facem? Frații mei, nu spun cu părere de rău. Nu știu, poate mă luați cu părere de rău. Nu știu, dar mie Duhul lui Dumnezeu spune că nu e bine. Duhul lui Dumnezeu îmi spune că nu e bine, fraților. Lucrul acesta spune că nu e bine. Noi am ieșit în total din lume, n-am ieșit, am lăsat noi total lucrurile din lume, nu le-am lăsat încă, nu le-am lăsat, nici păstor, nici pocăit, nici cine ești tu, și proroc, și învățător care ești, încă nu ne-am dezbrăcat de lumea toată, nu ne-am dezbrăcat încă de toate obiceiurile lumii, nu ne-am dezbrăcat, de aceea Domnul să îndure în această seară de noi. Binecuvântat și lăudat să fie numele Lui. Este cântarea aceea cu lumea este în noi. Domnul să îndure și Domnul să aibă milă. Fraților, ascultați care mă auziți în seara aceasta. Surori care mă auziți în seara aceasta, Domnul să vă binecuvânteze și Domnul să vă întărească. Oriunde veți fi, spuneți adevărul. Vă spun din toată inima, și voi aveți Bibliile, și voi citiți din Biblie. Nu scrie nici într-un loc ca să se roage cineva sau să sărbătorească cineva nașterea Domnului Iisus. Nu scrie. Nu scrie nici într-un loc nașterea Domnului Iisus Hristos. Nu scrie nici într-un loc. Dumnezeu să aibă milă. Doar atâta scrie, v-am spus, că scrie că a venit Îngerul Domnului în a șasea lună la Maria. În a șasea lună a venit la Maria. Atât, dar în rest nu scrie, frații mei. Dacă nu scrie, de ce o luăm înaintea Domnului? De ce o luăm înaintea Domnului? Acum, logic, vă spun din toată inima, de ce o ia oamenii înaintea Domnului? De ce? Dacă Domnul n-a lăsat poruncă, n-a lăsat scris, nici apostolii, nici Domnul Iisus Hristos, n-a lăsat poruncă, da? Ca noi să sărbătorim. Sărbătorim lucrul acesta. De ce o luăm înaintea Domnului și să sărbătorim noi lucrul acesta? De ce adăugăm? Bravo, sora Marina, Domnul să te binecuvânteze.
De ce adăugăm? Că Biblia declară să nu adăugăm. Să nu adăugăm. Și de ce adăugăm noi lucrurile acestea dacă nu sunt scrise? Nici să scoatem, nici să adăugăm, zice Biblia. Nici să scoatem, nici să adăugăm. Doamne, îndură-te de noi. De moartea lui, slavă Domnului. Și asta e, care e sărbătoarea noastră de moartea lui? Care? Care? La masa Domnului. Da? La masa Domnului să te împărtășești cu Domnul Iisus Hristos, aleluia. Cu El să te împărtășești, da? Cu sângele și trupul Lui. Cu sângele și trupul Lui, lăudat să fie numele Domnului. Și preamărit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Vedeți, fraților? Vedeți? Dar acum noi, vedeți voi, a venit Crăciunul, ținem Crăciunul. Vine acușa Revelionul, ținem Revelionul. Vine acuș Paștele, ținem și Paștele. Dumnezeu să aibă milă. Am văzut lucrurile acestea, am văzut la pocăiți că unii vopsesc ouăle, da? Face ouă vopsite, face cozonac, pască, pocăiți, da? Vedeți mă, frații mei, cum oamenii sunt atât de pierduți, atât de rătăciți sunt oamenii. Și nu știu, păstorii ăștia nu le spune, nu le întreabă, mă, oamenilor, oameni buni, măi, oameni, înțelegeți, noi nu mai trebuie să mai avem astfel de obicei. Nu mai trebuie să avem de astfel de obicei. De aceea nu vrea să asculte nimeni. Nu vrea să asculte nimeni. De ce? Că nu le place adevărul. Nu le place adevărul. Vrea să trăiască în minciună. Auziți în ce vrea să trăiască? În minciună. În minciună, vrea să trăiască în minciună. Înțelegeți voi? Cum am spus la mulți, băi, eu sunt mic. Și Biblia declară și altele lucruri. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun spre zidire. Auzi, ci unul bun spre zidire. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. A, păi, Biblia scrie, dar... Dacă noi nu împlinim ceea ce este scris, ne primește Domnul în cer? Acum vă întreb pe voi. Vă întreb pe voi. Dacă Biblia spune cuvântul lui Dumnezeu să fim împlinitori ai cuvântului, da? Zice, nu să fiți numai ascultători, ci să fim împlinitori ai cuvântului. Bun. Acum, dacă noi nu împlinim lucrurile care sunt mai greu de împlinit, fiți atent. Deci sunt lucrurile care sunt mai greu de împlinit și nu le împlinim pe astea. Da? Nu le împlinim. Oare ne primește Domnul în cer? Vă întreb pe voi în această seară, ne primește Domnul în cer? Amin, slăvit să fie Domnul, mulțumesc, sora Valerica, lăudat să fie Domnul și preamărit să fie numele Domnului Iisus. Deci vreau să vă spun din toată inima, vreau să vă spun din tot sufletul, mulți nu le place adevărul. La mulți. Vreau să vă spun cu toată tăria, cu toată puterea, că la mulți nu le place adevărul. La mulți, frații mei. Destul că greșim mult. Destul că greșim mult și totuși facem și astfel de lucruri. Care este o urciune înaintea lui Dumnezeu. Urciunea este înaintea lui Dumnezeu. Pentru ce bag eu asta în casa mea? Pentru ce bag asta în adunare? Pentru ce? Nu cumva este sărbătoarea Crăciunului și tu spui că e sărbătoarea Domnului, nașterea Domnului? A? Nu cumva asta? Nu cumva asta? Mergi cu două capete. Cu două capete! Auzi, cu două capete! Să arăți frumusețea diavolului! Să arătăm frumusețea diavolului! Înțelegeți voi ce arătăm? Frumusețea diavolului! Da, da, frumusețea diavolului. A, mai e puțin, fraților, nu mai e mult. Mai e puțin și vine acușa încercarea mai mare. Vine lepădarea de credință. Mai e puțin, fraților, puțin mai este. Și va veni lepădarea. De ce? Pentru că va veni prigonirea peste noi. Va veni prigonirea peste noi. Atunci să te vezi dacă poți să mai stai în picioare. Atunci să vede pocăința adevărată pentru tine și pentru mine. Păi oameni buni, voi nu înțelegeți că nu este drept să facem lucrurile acestea? Nu este drept? Nu este corect, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că nu este corect? Că ne înșelăm singuri?
Ne înșelăm singuri. Nu este drept. Vă mărturisesc în numele Domnului Iisus, vă mărturisesc cu toată tăria, cu toată credința, vă spun cu toată puterea, în numele Domnului Iisus Hristos, că nu este drept. Nu vrea să creadă lumea treaba lor. Nu vrea să creadă lumea treaba lor. Păstorii nu vrea să spună adevărul treaba lor. Treaba lor. Frații mei, eu acum, dacă aveam puterea, adică nu puterea, dacă aveam bani, un capital ca să mă duc în biserici, martor îmi este Dumnezeu că intram în orice biserică și spuneam adevărul. Martor îmi este Dumnezeu că intram în acea biserică și spuneam adevărul. Spuneam, măi, dar de ce mințiți oamenii aceștia care sunt aici? De ce mințiți oamenii care sunt aici? Cine v-a pus să vă faceți lucrurile acestea? V-a pus Dumnezeu? Sau este scris în cuvântul lui Dumnezeu nașterea Domnului acum pe data de 25? Nu! Și de ce facem noi lucrurile acestea? Eu le spuneam adevărul. Chiar dacă mă scutea în momentul acela, chiar dacă mă scutea afară, chiar dacă mă dădea afară în momentul acela, dar spun adevărul. Spun adevărul în numele Domnului Iisus. Dumnezeu să aibă milă. Fraților, vreau să vă spun din toată inima. Trezire. Trezire. Trezire pe calea lui Dumnezeu. Vă spun, trezire. Proroc. Îți vorbește Domnul prin tine, proroc, și tu ai făcut pom. Ești proroc, ai făcut pomul de Crăciun și ești proroc? Așa-ți vorbește Domnul ție. Cu darul acesta te înștiințează să bași pom de Crăciun în casa ta, să ți-l împodobești? Asta vorbește Domnul cu tine. Asta vorbește Domnul, asta te înștiințează prin Duhul Sfânt, prorocule. Prorocule care mă auzi în seara aceasta. Păi fratele meu, vreau să spun din toată inima. Biblia declară. Ce spune cu acolo despre proroci? Dar n-am prorocit, Doamne, noi în numele Tău. Și dacă ai prorocit, ce să-ți fac? Nu te cunosc. Nu te-am văzut. Eu nu te-am văzut, auzi, nu te-am văzut niciodată. Băi, fraților, să prorocești cu darul lui Dumnezeu și să spună Domnul că nu te cunosc? Băi, voi înțelegeți Biblia aceasta ce vorbește? Pocăiților care mă auziți în seara aceasta, care nu vă mai temeți de Dumnezeu, voi înțelegeți ce spune cuvântul? Mai tremurăm noi la cuvântul lui Dumnezeu care spune aici în Matei: Doamne, îndură-te, Doamne, de noi și ai milă de noi, Doamne, în seara aceasta. Slăvit să fie Domnul și lăudat să fie numele Lui. Băi, uitați-vă, mă, fraților, mă, surorilor, care voi nu înțelegeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, nu știu. Dumnezeu să aibă milă. Hai să mă duc aici așa la... Ia uziți, în versetul 22. Băi, fraților, uitați aici în versetul 22, care nu interesează pe mulți. Adică cuvântul lui Dumnezeu minte? Sau cuvântul lui Dumnezeu e minciună? Mulți îmi vor zice în ziua aceea. În care zi? În ziua mântuirii, în ziua judecății. Auzi, în ziua judecății, vreau să vă spun din toată inima. Ia uite ce proroc. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. Auzi, auzi, mă, fraților, n-am prorocit noi în numele Tău. Mai tremurăm noi de lucrul acesta? Auzi, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat.
niciodată nu v-am cunoscut. Cum, Doamne? Auzi, niciodată nu v-am cunoscut. Doamne, îndură-te de noi, Doamne. Doamne, îndură-te de noi, Doamne. Auzi, niciodată nu v-am cunoscut. Bă, fraților, gândiți-vă. Tu cu darul de prorocie, tu cu darul de scos dragi, tu cu darul care ai făcut semne și minuni, să spună Domnul ție că nu te cunosc? Să spună ție că niciodată nu te-am cunoscut? Să-mi spună mie că niciodată nu m-a cunoscut? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care ați lucrat fără de lege. Voi toți care ați lucrat fără de lege. Voi toți care ați lucrat nu după cuvântul meu, ci după voia voastră. Voi toți care ați lucrat nu mă după cuvântul meu, ați lucrat după voia voastră și ați trăit după voia voastră și nu după voia mea. Plecați de la mine. Plecați de la mine că nu vă cunosc. Spune cuvântul lui Dumnezeu, plecați de la mine. Și noi nu. Noi stăm confort 1. Auzi? Confort 1. Crăciun. Amestecătură cu nașterea Domnului. Amestecătură, mă, frații mei. Crăciun cu nașterea Domnului. Amestecătură. Merge acolo, că nu-i nicio... Slăvit să fie Domnul. Păi slăvit să fie Domnul, că în cer nu mă vom ajunge. Slăvit să fie Domnul, că în cer nu vom ajunge. Dar de ce? Că n-am trăit după voia Lui. Păi nu că noi suntem mântuiți prin sângele Domnului. Păi da, ești mântuit prin sângele Domnului. Dar dacă îl urmezi, dacă îl urmezi pe El și dacă trăiești după El, asta, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ești iertat prin sângele Lui, adevărat. Dar dacă tu nu umbli după El, dacă tu nu-i urmezi calea, eu dacă nu-i urmez calea curată, o să-mi zică și mie, pleacă de aici, adevărat, adevărat îți spun că nu te-am văzut niciodată. Auzi, niciodată nu v-am cunoscut. Niciodată nu v-am cunoscut. De aceea Domnul să se îndure în această seară și Domnul să aibă milă în această seară, slăvit și lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului Iisus. Amin. Vreau să intru într-o rugăciune înaintea Domnului, nu vreau să mă duc mai departe. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe fiecare în parte. Dumnezeu să aibă milă de toți. Dumnezeu să se îndure de toți. Și Dumnezeu chiar doreze în toată inima El să facă trezire, lăudat și mărit să fie numele Domnului Iisus. Chiar aș dori să facă Domnului Iisus Hristos o trezire spirituală prin Duhul Sfânt. De aceea spun cu toată inima, cu toată tăria, fraților și surorilor, vă spun în numele lui Iisus Hristos să ne pocăim. Să ne pocăim, nu după voia noastră, ci după voia lui Dumnezeu. Să ne rugăm cu putere la El și să cerem putere de la El să ne înfrânăm de toate poftele, uriciunile de pe fața pământului. Trebuie să strigăm în gura mare la El ca El să ne întărească și ca El să ne dea putere. Astfel vreau să vă spun din toată inima, ne înșelăm amarnic. Foarte amarnic ne înșelăm. Ne înșelăm singuri, fraților. Vă spun din toată inima, vă spun din tot sufletul meu, vă spun din martor îmi este Dumnezeu. Eu de când m-am întors la Domnul, eu nu mi-am băgat televizor în casă. Alții au plasme pe perete de 2 metri. Da? Au plasme pe perete de 2 metri. Nu mă interesează nici de lucrul acesta. Nu mă interesează. Dar și televizorul acesta este un idol. Înțelegi tu? Este un idol. Te uiți și în Biblie, dar te uiți și la film. Da? Te uiți și la filme. Te uiți la filme, te uiți la bătăi și la lucrurile acestea lumești care nu sunt bune și Dumnezeu să aibă milă și îndurare de noi, lăudat să fie numele Domnului Iisus. Uite, Vasile Galu, dacă mă aude Domnul să-l binecuvânteze, este un frate binecuvântat de Domnul Iisus.
chiar și el, dacă mă aude, să spună acolo la Germania unde este, Domnul să-i dea putere și Domnul să-l ungă cu putere, să spună adevărul, să nu bage bradul acesta că nu-i din partea Domnului, da? Bradul împodobit nu este din partea Domnului și este din lume, asta este obiceiurile lumii, asta este din Crăciun, asta nu mai este din nașterea Domnului. Vasile Galu, prezbiterul bisericii de la Ripostul, da? Domnul să te binecuvânteze. Chiar doresc din toată inima să spui și tu adevărul, Vasile, fii binecuvântat de Domnul Iisus Hristos. Toți păstorii și prezbiteri care mă auziți în seara aceasta, spuneți adevărul că nu există nașterea Domnului Iisus Hristos de data decembrie 25 și a pus-o exact cu Crăciunul acesta a sărbătorii, da? Sărbătoarea aceasta care acum aici în oraș, o să vă arăt eu mâine seară, o să vă arăt că orașul este plin de instalații, da? Plin de instalații, plin de instalații, cu felurite instalații, o băgată chipuri de astea cu săniuța și cu Moș Crăciunul, băgat instalații, tot felul de nebunii, tot felul de prostii, da? Ca să aducă cât mai multă înșelăciune, ca omul să fie înșelat. Înțelegeți voi? De aceea Dumnezeu să îndure și Dumnezeu să aibă milă de noi. Televizorul nostru este Sfânta Biblie. Este bun lucrul acesta. Slavă Domnului să-l avem așa. Este adevărat. Este adevărat. Fraților, n-am iubit televizorul și nu-l iubesc. Ascultați aici. Puteam să-mi bag televizor în casă. De când m-am întors la Domnul, ascultați aici așa, martorul meu este Dumnezeu. Eu n-am căutat nici eu, nici soția mea. Nici eu, nici soția mea n-am căutat să-mi bag televizor în casă. Care puteam să-mi bag televizor? Puteam să-mi pun plasmă. Puteam să-mi pun plasmă, fraților. Dar nu, știți de ce? Vreau să vă spun, am văzut la unele persoane, copiii nu poate să mănânce fără desene animate. Auzi, copiii nu mai poate să mănânce fără desene animate. Nu mai poate. Trebuie să-i pună desene animate, să dea drumul la desene animate ca să se uite la desene animate ca să poată să mănânce. Mă, voi vă dați seama unde au ajuns nebunia aceasta, unde au ajuns nebunia aceasta. Pui la copil desene animate în fața lui ca să poată să mănânce? Voi vă dați seama? Au ajuns copiii, nu tace până nu-i dai telefonul. Nu tace până nu-i dai telefonul. Dacă nu-i dai telefonul, el nu tace. Vă dați seama unde s-au ajuns? Și s-a lăsat acum să lasă totul liber. Totul liber să lasă. Am văzut la multe familii au telefoanele. Telefoanele în mână, știu cum le au? Cum le avem noi? Dumnezeu să aibă milă și Dumnezeu să îndure de noi. Și vrei ca copilul să te asculte. Cum să te mai asculte copilul când tu îi lași să facă toate voile? Toate voile, tu îl lași că-l iubești, îl lași că nu știu ce și să facă toate voile. Păi pe telefonul acela oare numai desene animate? Pe telefonul ăla numai desene animate? Pe telefonul ăla este o grămadă de prostii. O grămadă de prostii. Am văzut un copil, ascultați aici așa, de la atâta desenie. Bă, fraților, ascultați aici ce vă spune fratele vostru. De la atâta desene știu copilul care este un copil de-a lui verișoara soției mele. Auziți, s-a molipsit după oamenii aia de la desene cu Spider-Man, arată karate, arată dansuri, arată pistoale, arată cuțitul, cât s-a tăiat gâtul. Țac, 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 așa îmi zicea copilul când mă jucam cu el. Hai, gata, țac, țac, ți-am tăiat gâtul, mori, mori! Voi vă dați seama unde s-au ajuns lucrurile acestea? Că copilul acesta s-a molipsit de acest telefon și cum a văzut desenele acelea cu dansuri, cu monstri, a văzut cu monstri și apoi el zice, eu sunt monstru cu tare, auziți? El știe deja, e registrat tot în capul lui. Tot este registrat în capul lui. Dumnezeu să aibă milă și Dumnezeu să se îndure de noi, slăvit să fie numele Domnului Iisus. Frații mei, mai e și lucrul acesta. Ce vede la părinți, aceea trăiește și copilul. N-are cum ca copilul ăla să fie educat, n-are cum ca copilul ăla să fie schimbat, n-are cum ca copilul acela să iasă un copil luminat. N-are cum, frații mei, dacă părinții
nu-i dă o lumină, nu-i dă o educație, nu-i dă o îndreptare, da? Dacă nu-i dă o îndreptare, n-ajunge copilul educat. Nu ajunge, fraților, nu ajunge copilul educat. Ești bețiv, copilul tău ajunge bețiv. Ești un înșelător, copilul tău ajunge un înșelător. Ești un furător, copilul tău va ajunge un furător. Ești un curvar, copilul tău ajunge un curvar. Ascultă aici ce spune fratele tău în seara aceasta. Ascultați ce vă spun eu. Înțelegeți voi? Domnul să aibă milă și îndurare de noi. Domnul să se îndure de noi. Domnul să vă binecuvânteze și Domnul să vă întărească pe fiecare în parte. Hai să intrăm la rugăciunea aceasta fierbinte și să ne rugăm: Doamne, fă Tu, Doamne, ca păstorii ăștia să spună adevărul. Hai să ne rugăm cu toată inima și să ne rugăm: Doamne, fă ca Dumnezeu, Doamne, ascultă această rugăciune și dorim din toată inima, Doamne, ca Duhul Tău, Doamne, să îndemne pe păstori, să îndemne și să spună că nu este drept și nu este bun ceea ce facem, că nu-i după voia lui Dumnezeu și nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu, pentru că tu nu poți să pocăiești omul, tu nu poți să-l pocăiești. Numai Dumnezeu este care pocăiește pe om, numai Dumnezeu este acel care cheamă pe om la pocăință. Dar tu, ca să faci, ca să atragi pe om, tu faci lucrurile acestea să-l atragi pe om. Și omul rămâne cu mentalitatea aceea în el, rămâne că zice că e ok, mă pocăiesc, dar dacă merg tot bine și cu țigara și cu obiceiurile lumii acestea, e bine atunci, e ok. Înțelegeți voi? Nu, frații mei. De aceea trebuie să spunem adevărul adevăr. Slăviți să fie Domnul și lăudați să fie numele Domnului. Iar la botezuri, când se bagă omul în apă, botezul mai întâi, ca să-l bagi pe om în apă, chiar vreau să spun și de lucrul acesta, ca să-l bagi pe om în apă la botez, tu trebuie să-l cercetezi, să vezi, este în stare ca el să facă botezul acesta? Păi da, e da botezul, dar dacă el nu este în stare de Dumnezeu, nu este în stare de ținere de casa Domnului. Deci, dacă nu ești în stare, fratele meu, pentru că Biblia, vreau să vă spun din toată inima și vreau să vă spun din tot sufletul, care mulți nu înțelege, că Biblia spune în Matei 28, spune: duceți-vă în toată lumea și spune: mai întâi faceți ucenici. Auzi, mai întâi faceți ucenici, nu spune duceți-vă în toată lumea și botezați-i. Da? Nu spune Biblia așa: duceți-vă în toată lumea și adu-i și botezați-i. Biblia zice în Matei 28, da? Spune acolo cu versetul 9, mai întâi ucenici. Mai întâi ucenici, auzi, să-i faci ucenic al lui Dumnezeu. Mai întâi trebuie să-l faci ucenic. Păi tu îl bagi la botez, el nu se ține de biserică, el fumează, el înjură, el bea, el blesteamă, el face tot ce vrea și tu îl bagi la botez. Tot acela om rămâne, nicio schimbare la el, tot acela om rămâne, nicio schimbare. Dacă el nu se schimbă înainte să ajungă la botez, dacă nu se schimbă, greu să se schimbe, nu știu. Că mai auzit oameni care vorbește că spune: băi, schimbarea o dă Dumnezeu, schimbarea o dă Duhul Sfânt. Ok, am înțeles, este schimbarea care o dă Duhul Sfânt. Dar dacă tu nu te oprești nici de la țigară, nici de la băutură, nici de la blesteme, nici de la nimic, nu te oprești de lucrurile acestea, ce vrei să spui? Că dacă după ce faci botezul ești schimbat? Când ai făcut botezul ești schimbat? Te întreb pe tine, ești schimbat când ai făcut botezul nou? Nu, frații mei, nu. Nu ești schimbat. Frații mei, eu când am făcut botezul, vreau să vă spun din toată inima, eu n-am intrat cu țigară, eu n-am intrat cu viciurile care le aveam eu în mine, eu n-am intrat la botez ca eu să mă duc, eu eram fumător și nu m-am lăsat de țigară și am făcut botezul. Nu, frații mei, eu nu m-am lăsat nici de țigară, nici de jocuri de noroc și să mă duc să fac botezul. Fratele meu, un frate de-al meu, vreau să vă mărturisesc, l-a băgat la botez fără să se lese de nimic. Da? Deci fără să se lese de țigară, fără să se lese nici de un viciu, și l-a băgat la botez. Vreau să vă spun că și în ziua de astăzi el este în lume. El este în lume, chiar și în ziua de astăzi este în lume. Înțelegeți voi ce vreau să vă spun? Fraților, dacă n-ai o naștere cu adevărat, o naștere, o dragoste de Dumnezeu, degeaba spui din
gura ta că spui că ai credință în Dumnezeu, dacă tu nu ai o naștere din lăuntrul tău, o naștere cu adevărat cu Dumnezeu, cu o dragoste cu adevărat intrată de la Dumnezeu în inima ta, te duci să faci un botez degeaba. Degeaba, spun din toată inima, spun din tot sufletul, Dumnezeu să aibă milă, pentru că Biblia spune faceți-i ucenici, pentru că Biblia mai spune în altă parte, dacă păziți poruncile mele, da, lumea atunci vă vede că voi sunteți ucenicii mei, da? Spune cuvântul lui Dumnezeu, da? Atunci lumea vede că sunteți ucenicii mei. Dar dacă noi nu căutăm să facem ucenici, băi, trebuie să-l testezi pe om, să vezi, nu? Trebuie să-l testezi, băi, ce cu omul ăsta? Băi, te-ai lăsat de țigări? Nu m-am lăsat încă. Păi nu pot, mă, să-ți dau botezul dacă tu nu te-ai lăsat de țigări. Băi, omule, trebuie să te lași de țigări. Tu nu te lăsat de țigări. Băi, te-ai lăsat, te-ai înfrânat de unele lucruri, de înjurătură, de blesteme, de astea, plus de mai multe alte lucruri, nu vine nici la adunare, la rânduiala care este la biserică, să vină când este marța, joia, duminica, să se țină de casa Domnului, nici atât nu se ține de casa Domnului. Și apoi când pe data, de exemplu, are o dată pusă că face botezul. Păi cum îi mai dai tu botezul la omul acela când tu nu, omul acela nu s-o ținut de adunare? El nu l-ai văzut în casa Domnului. L-ai văzut când și când. Tu l-ai văzut când și când în casa Domnului și îi dau botezul. Bă, omule, tu nu ești pentru Domnul. Încă nu ești pregătit. Nu ești pregătit pentru Domnul. Tu nu ești pregătit. Eu îți dau botezul, dar ți-l dau degeaba. Eu te pot să te bag în apă, dar te bag degeaba. Eu pot să te bag să faci botezul, te bag degeaba, omule, îți faci botezul degeaba. Tu mai întâi vezi, te-ai lăsat, nu te-ai lăsat. Omule, mai întâi caută să te pregătești mai bine. Caută să te pregătești mai bine. Înțelegi? De asta trebuie făcut, trebuie testați, frații mei. Trebuie testați cei care vrea să facă botezul. Băi, eu te bag la botez. Dar trebuie să te uiți la el, să vezi. Iubește pe Domnul. Îl iubește pe Dumnezeu. Iubește casa Domnului. Este tăcut, se smerește. Dar dacă nu, îl băgăm și îl aruncăm acolo, ne pare rău. Domnul să aibă milă și îndurare de noi. Amin. Doamne, Tată Ceresc, cu toată inima, înaintea Ta vin, Doamne, în această seară, în această clipă, Doamne, cu acest mesaj, cu toată inima, Stăpâne, Tată, doresc, cu tot sufletul meu și trupul meu doresc, Doamne, din tot cugetul meu, Tată Ceresc, tare mult aș dori să audă urechile mele, Doamne, să vestească cuvântul Tău, Doamne, să spună adevărul. Te rog frumos, Doamne, liderii, Doamne, păstorii aceștia, Doamne, care i-ai pus, Doamne, Tată Ceresc, să postărească turmele, Dumnezeule Tată, nu știu, Doamne, Dumnezeul meu, nu pot să înțeleg, Doamne, dar te rog fierbinte, Doamne, în această seară, din toată inima te rog și din tot sufletul meu te rog, Doamne, Părinte, Tată din ceruri, în numele Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt, Doamne, îndură-te, Doamne, și lasă, Doamne, Dumnezeul meu, o cercetare peste toți păstorii să spună, Doamne, adevărul, Dumnezeule Tată, în numele Fiului Tău, Domnul Iisus, te rog. Te rog din toată inima și Duhului Tău cel Sfânt, te rog din tot sufletul și din tot cugetul meu în această seară, Domnul meu și Împăratul meu și Regele meu, lăudat și preamărit să fie numele Tău în această seară. Eu îți adun mulțumire din toată inima și din tot sufletul meu, Stăpâne Tată, binecuvântează frații, binecuvântează surorile, binecuvântează, Doamne, pe toți acei, Doamne, care vor auzi acest mesaj, Dumnezeule Tată, și dacă vor lua minte, Doamne, Dumnezeul meu, să dea afară, Doamne, aceste obiceiuri, Tată Ceresc, Tu ești acel care știi toate lucrurile și Tu știi, Doamne, că nu sunt drepte aceste lucruri și nu sunt bune, Doamne, Dumnezeule Tată, și nu este scris în cuvântul Tău ca noi, Doamne, să ținem lucrul acesta, Doamne, nașterea Ta, nu este scris, Doamne. Dacă nu este scris, Dumnezeule Tată, te rog frumos din toată inima și din tot sufletul meu, în această seară, Domnul meu și Împăratul meu, Doamne, să audă, Doamne, și ei să înțeleagă că nu este drept în aia ce facem, Doamne, Tată Ceresc, nu este drept și nu este bun, Doamne, Dumnezeule Tată, pe calea Ta. Doamne, te rog frumos, cu toată inima și cu tot sufletul meu și trupul meu, te rog, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, și puterea Duhului Sfânt. Pentru toate te slăvesc, pentru toate te preamăresc și pentru toate te laud, Tată Ceresc din ceruri, în numele Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos, și puterea Duhului.
Duhului Sfânt îți mulțumesc cu toată inima și cu toată tăria, îți mulțumesc în veci de veci. Amin. Amin. Vă doresc o noapte binecuvântată. Fiți binecuvântați de Domnul Iisus Hristos. Amin.